Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre revelație dumnezeiască sau perspectivă autonomă la evenimentul Bunei Vestiri. Invitatul nostru este părintele lector dr. Mihai Burlacu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bine ați revenit, Preacucenice Părinte Profesor! Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă revăd! Preacucenice Părinte Profesor, suntem în preajma sărbătorii Bune Vestiri. A fost condiționată de ceva această descoperire a lui Dumnezeu și întrupare a sa în Pântecele Sfintei Fecioare? A fost condiționată de voința Sfintei Fecioare, știm noi, dar mai sunt și alte condiționări la mijloc, ca să spunem așa, sau Sfânta Fecioară Maria a acceptat în funcție de ceva? Aș răspunde în primul rând pentru că așa a fost vrerea lui Dumnezeu și cunoaștem toții că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unul născut l-a dat ca tot ceea ce crede într-un să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci motivul pentru care Dumnezeu se întrupează este viața acestei lumi, adică mântuirea lumii. Acesta explică pe de-a întregul și acest eveniment al Bunei Vestiri, în care este reprezentat de faptul că Dumnezeu însuși binevoiește să vină în neamul omenesc, să devină ca unul dintre oameni pentru a trăi asemenea oamenilor, pentru a fi solidar, și e o solidaritate nu numai morală, ci și una asumată existențial, și pentru a birui păcatul prin intermediul acestei firi umane omenești pe care a asumat-o. Dacă omul nu putea să fie în stare de a birui păcatul datorită slăbiciunii firii lui materiale, văzute, datorită firii lui create, în primul rând, pentru că slăbise foarte mult în urma păcatului strămoșesc. Însuși Dumnezeu, în acest caz, este cel care se face om ca să biruiască păcatul din om, nu într-un mod direct, rămânând în continuare în cer, rămânând în continuare transcendent, rămânând în continuare necomunicabil omului, ci într-un mod propriu omului, propriu percepției umane, propriu înțelegerii umane, propriu conștientizării noastre. Adică este un act de dezvăluire completă a iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să facă și tainic acest lucru, să ne curățească fără să ne dăm seama că suntem curățiți. Dar a binevoit ca să ne facă cunoscut lucrul ăsta, făcându-se pentru noi asemenea nouă sau devenind ca unul dintre noi, venind la nivelul posibilităților umane. Prin aceasta, dându-ne pildă că și noi, unii față de alții, trebuie să avem această dimensiune condescendentă și anume să ne raportăm unii la nivelul de înțelegere a celorlalți atunci când vrem să le comunicăm ceva. Acesta pare un prim motiv pentru care a binevoit să se întrupeze. Iar această sărbătoare despre care ați vorbit, a Bunei Vestiri, marchează, după Sfântul Evanghelist Luca și evident după ceilalți evangheliști, ca și după întreaga memorie a Bisericii, momentul în care Dumnezeu se zămislește cerând consimțământul creației, nu oricum, adică nu într-un mod forțat, nu vine într-un mod fraudulos, să zicem așa. Nu forțează libertatea și neforțând libertatea, nu forțează nici libertatea aceasta de a întrupa, deși este o necesitate pentru neamul omenesc faptul de a se întrupa. Părinte Profesor, dar ce este revelația dumnezeiască? Cum să o înțelegem? Revelația dumnezeiască este descoperirea lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Descoperirea, în primul rând, a Lui și a lucrurilor, în al doilea rând, a lucrurilor Lui. A Lui și a voinței Lui, implicită a faptului că este perceput ca fiind o ființă absolută, similară ființei oamenilor, pentru că noi, percepându-ne pe noi înșine, facem indirect o analogie între ceea ce suntem și ceea ce suntem noi înșine și ceea ce sunt ceilalți. În speță, acest fenomen se petrece cu o rapiditate uimitoare atunci când noi ne percepem pe noi înșine, când fiecare persoană se percepe pe ea însăși,
și în comparație sau în extrapolare începe să cunoască pe celălalt printr-o anumită simetrie pe care o constată la el însuși, gândindu-se că celălalt de lângă el are aceleași nevoi, are aceleași limite, așa cum le observă la propria persoană. Am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără revelația dumnezeiască? Nu se poate cunoaște Dumnezeu fără revelație, pentru că în absența descoperirii Lui, omul cu puterile sale naturale sau cu voința sa sau cu aspirațiile lui nu poate ajunge mai departe decât simpla lume empirică a observației. Plus că și conștiința omului se conturează în măsura în care sesizează și conferă identitate lucrurilor care intră empiric prin simțuri în cugetul lui. Deci așa și cunoașterea lui Dumnezeu, fără o anumită stare sau funcționalitate a conștiinței, care și ea la rândul ei tot un rod al unei lucrări dumnezeiești în noi, deși nu pare. Iată că prin aceasta Dumnezeu însuși se propovăduiește pe sine într-un mod analogic, prin chipul lumii acesteia și într-un chip deslușit prin lucrurile extraordinare care le face și care aparțin evident tot revelației dumnezeiești. Și atunci ce este cunoașterea lui Dumnezeu și ce este revelația? Care este diferența dintre cele două? Revelația este descoperirea lui Dumnezeu în conștiința omului, iar cunoașterea este reacția conștiinței atunci când percepe ceea ce revelația îi oferă la nivel de informație. Cam aceasta ar fi diferența. Adică revelația este ceea ce se oferă spre cunoaștere, iar cunoașterea este ceea ce se percepe din ceea ce se oferă, adică din revelație. Este exact ca și o relație între doi oameni. Pe de-o parte, ceea ce las și descopăr eu ție sau celuilalt, și cunoașterea este ceea ce percepe celălalt. Pentru ca să se realizeze cunoașterea eficientă sau comunicarea eficientă dintre noi, trebuie ca să se întâlnească neapărat ceea ce ofer eu spre cunoaștere și ceea ce înțelege interlocutorul meu spre cunoaștere din ceea ce îi ofer eu. Sigur că există discrepanțe enorme. Poți să oferi foarte mult și să fii înțeles foarte greu, să nu se perceapă ceea ce oferi spre înțelegere. Și invers. Și invers. Poți să oferi foarte puțin, dar celălalt fiind o fire avidă de a întreprinde, de a bănui, de a privi, de a scormoni, nu? Cu mintea, de a fi căutător, cercetător, va extrapola mult prea mult, mult peste dimensiunea a ceea ce am oferit. În felul acesta se creează o imagine mult peste realitatea. Există în literatură foarte multe exemple de acest... De unde și dezamăgirile. Dezamăgirile, spiritul suprarealist, personalitățile demonstrative care umflă un pic realitatea dincolo de ceea ce este ea. Toate aceste chestiuni atestă acest fenomen de care am amintit, al celui care oferă cunoaștere și a celui care primește cunoașterea. Adică e vorba despre expeditorul și destinatarul unor informații. Sigur că în ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu nu putem să reducem totul la aceste cuvinte care par foarte banale și împrumutate din limbajul colocvial, poate specific, stilului publicistic, mass media. Da. Dar cineva s-ar putea întreba, părinte profesor, de ce este nevoie de revelație? De ce avem noi nevoie, oamenii, de revelația dumnezească? Nu avem noi, în noi înșine, toate virtualitățile unei perfecțiuni? Nu le avem pe toate și percepția oamenilor este una deformată sau deturnată în funcție de risipirea personală a fiecăruia sau a preferințelor personale ale fiecăruia, care determină la un moment dat modul cunoașterii. Adică nu ne-a dat Dumnezeu tot ceea ce ne trebuie virtual, în nuce, pentru a fi desăvârșiți, pentru a ne mântui și așa mai departe? Ne-a dat, sigur că da. Lumea era bună foarte. Deci, implicit, tot ceea ce oferă Dumnezeu spre cunoaștere este mai mult decât suficient. Există oameni care reușesc să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu, la conștientizarea existenței lui din foarte puține lucruri. Adică nu sunt necesare revelații deosebite ca să perceapă sau să înțeleagă lucrul acesta.
În schimb, există și oameni care sunt foarte preocupați de anumite culoare ale vieții lor și care le obtuzează vederile atât de mult încât trebuie o abundență serioasă de semne și minuni în viața lor ca să perceapă ceva și nici așa nu sensibilizează foarte mult sufletele lor încât și semn dacă ar fi avut, așa cum spune Sfânta Scriptură, poate n-ar fi fost percutanți la voința lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că mergând pe această linie argumentativă, rațională, a perspectivei autonome, așa cum discutam de altfel înainte de emisiunea noastră, oamenii se întreabă de ce este nevoie de această revelație dumnezeiască, de ce noi oamenii nu reușim să ne dezvoltăm personal, pentru că se vehiculează din ce în ce mai mult, suntem obișnuiți acum cu această sintagmă de dezvoltare personală. Deci este nevoie de o revelație pentru acest lucru. Suntem doar niște spectatori pasivi la această revelație? Trebuie doar să o acceptăm și atât? Sigur că revelația dumnezeiască nu poate fi concepută în acești termeni ai unei dezvoltări personale într-o anumită direcție. Și am amintit adineauri... Poate să intre în conflict sau să fie diferită de o astfel de marotă care bântuie imaginarul prezent al omului contemporan? Da, pentru că anumite personalități își confecționează rapid o țesătură de imaginar în jurul oricărui lucru oferit real. Adică e suficient să oferi foarte puțin și în jurul lui să se creeze o aură care mitologizează rapid fenomenul respectiv și îl plasează deja într-un spațiu fabulistic, astfel încât el e perceput ulterior ca fiind fabulistic. Și literatura iarăși abundă de aceste exemple. Istoria literaturii, istoria ideilor, personalitățile, istoria propriu-zisă a popoarelor, până la urmă, abundă de acest fenomen, și anume al mitologizării sau mitizării, mai bine zis, a anumitor persoane, personalități, fenomene, evenimente de pe firul istoriei. Tot așa și personalitățile sfinților, personalitatea Maicii Domnului, pe Dumnezeu însuși poate fi perceput într-o formă ambalată, oarecum disproporționat, dincolo de realismul a ceea ce a intenționat Dumnezeu să reveleze. E esențial ca ea să fie fidelă, să fie percepută fidelă, pentru ca și comunicarea între cel care oferă și cel care primește să fie eficientă, trebuie ca să existe o fidelitate între ceea ce percep și ceea ce mi se dă spre percepție. Deci, în momentul în care asimilez ceea ce mi se oferă spre percepție, trebuie să asimilez într-un chip cât mai fidel, în chipul intenționat de cel care mi-adresează informația respectivă. Așadar, revelația lui Dumnezeu trebuie să se producă într-un chip cât mai fidel și în conformitate cu ceea ce intenționează Dumnezeu prin revelație, nu în conformitate cu ceea ce intenționez eu. Pentru că aici putem să facem un anumit derapaj reluând revelația și reinterpretându-o în funcție de nevoile noastre umane. Putem să aducem lejer argumente din texte scripturistice la toate nevoile noastre păcătoase și la toate chestiunile noastre autonome. Dar revelația până la urmă rămâne proprie intenției lui Dumnezeu și voinței lui, pentru că asta o intenționează Dumnezeu, punerea în acord a voinței noastre umane create cu voința lui dumnezeiască, care este una absolută și are o perspectivă absolută asupra realității. Spuneți de fapt că revelația dumnezeiască funcționează ca un mecanism de, să spunem, împiedicare a omului de a deveni tot mai autonom față de voința lui Dumnezeu sau față de... Exact, o împiedicare a omului de a deveni, de a se face pe sine însuși un propriul său univers exclusivist și din care exclude și pe Dumnezeu și Sfinții și Biserica și pe toți ceilalți, devenind el propria lui măsură. Acesta, propriu zis, este iadul. Este împărăția, în afară de împărăție, să te încui. Cam asta este împărăția de din afară în care te încui. Faptul că ne izolăm în propriul nostru eu și
nu-l mai lăsăm deschis nimănui altcuiva, nu mai suntem capabili nici de iubire, nici de relaționare, nu mai suntem capabili să-i vedem pe alții ca fiind sisteme de referință pentru viața noastră. Ia gândiți-vă, un copil când vine pe lume, nu se percepe pe sine ca fiind, cât percepe persoana mamei ca fiind. Deci sistemul lui de referință existențial este legat de persoana mamei, nu de propria lui persoană. Și Dumnezeu nu întâmplător a lăsat acest mod de cunoaștere ca să vină în dimineața existenței noastre. Unii ar putea obiecta că nu are încotro, neavând conștiință. Mare conștiință, altminte ar fi lăsat conștiința să se dezvolte înainte, pentru că conștiința s-ar manifesta în primul rând asupra propriului subiect, a propriului eu, ca fiind un sistem de referință și din cauza aceasta n-ar mai fi văzut în necesară prezența mamei, n-ar mai fi văzut în necesară prezența părinților, prezența celorlalți. A lăsat ca iubirea de oameni să se sădească tocmai prin acest mod al dependenței față de părinți. Și tot așa și crescând sau extrapolând la omul religios care crede în Dumnezeu, smerenia se manifestă sub o formă sau alta ca o formă de dependență sau o formă de constatare a propriei recesivități față de caracterul dominant al lui Dumnezeu față de care aparținem. Deoarece fiind creați, suntem, așa cum spun înțelepții greci, Aristotel, suntem ființe secunde. Nu suntem. Ființa în sens absolut aparține doar lui Dumnezeu care este necreat. Ființa într-un sens tranzitiv aparține omului pentru că este creat. De aceea omul nu poate să aibă existența prin sine însuși, ci trebuie să o aibă prin tranzitivitate de la cel ce o are prin sine însuși, adică de la Dumnezeu. Și tot așa, nu ai cum să fii un sistem de referință tu în tine însuți fără să ai legătură cu Dumnezeu care El este până la urmă sursa ființei, sursa existenței. De aici rezultă și această idee foarte interesantă a dependenței de celălalt și pe care Dumnezeu o lasă să se înfăptuiască prin șirul acesta al nașterii, apoi prin dependența pruncului față de mama lui ca icoană a dependenței omului față de Dumnezeu pentru viața veșnică. În sensul că omul în sine nu își poate găsi un sens de a fi dacă nu există un raport cu cel care i-a creat propria existență. Sau în iubire, unii față de alții. Sau și în iubire, aici este implicită și relaționarea cu semenii noștri, adică relaționarea pe orizontal. De aici deducem faptul că comunicarea sau revelația dumnezeiască are în vedere întâlnirea dintre voința noastră personală de a se pune în acord cu voința lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să căutăm cu adevărat ca și percepția noastră să asimileze revelația în intenția pe care o are Dumnezeu de la noi, nu în măsura în care vrem noi să deturnăm sacrul în favoarea noastră. Acest lucru îl fac și vrăjitorii sau magia sau deturnează sacrul în favoarea lor. Sau unii îl anulează. Pe când religia unii filozofi au prorocit sau au dorit amurgul zeilor. Sigur că da, pentru că și perspectiva gânditorilor și a celor care pun în cuvinte frumoase aceste lucruri vine tot dintr-un reflex al vieții sufletești care poate fi fie unul autonom, adică are o tendință de a se închide în el însuși, nu este din păcate o consecință a păcatului strămoșesc, fie o măsură teonomă, adică în acceptarea celui de lângă mine ca fiind, a lui Dumnezeu în primul rând, că Dumnezeu până la urmă se află și lângă mine, dar și în interiorul meu, și în cel de lângă mine, și în inima celui care mă privește și prin semenii noștri. E un mod de propovăduire, dacă vreți, ubicu a lui Dumnezeu, care vizează o supraspațialitate a lui. Deci se propovăduiește și direct mie, și prin intermediul propriei mele ființe, dar și prin intermediul intimității celuilalt de lângă mine, indirect. Adică nu există o limită. Acceptarea celui de lângă mine reprezintă o condiție a acceptării și lui Dumnezeu complete și prin celălalt. Ce se întâmplă, părinte profesor, la sărbătoarea Bunei Vestiri? Cum comunică, reluând acum, sigur, pentru cei care ne urmăresc, Dumnezeu cu omul? Sunt acum față în față, să spunem, dumnezeirea cu umanitatea prin intermediul îngerului? Sigur că Dumnezeu trimite sau lucrează și direct și indirect. Această lucrare indirectă se realizează prin intermediul cuiva. Vedem că unul dintre motivele și teologia bisericii noastre așa invocă, unul dintre motivele
apariții, creării îngerilor ar fi acela de a vesti voia lui Dumnezeu oamenilor. Așadar, în cazul acesta al sărbătorii Bunei Vestiri, iată că Dumnezeu trimite vestea cea bună prin intermediul unui arhanghel, arhanghelul Gavril, care îi face cunoscută voia lui Dumnezeu. Harul se dă într-un mod gradual printr-o anumită ierarhie, cum spune și Sfântul Dionisie Areopagitul. Aceste ierarhii transmit harul dinspre etajele superioare, care sunt foarte apropiate de Dumnezeu, spre cele inferioare. Pentru că și Sfânta Fecioară Maria devine vehicul purtătoare a Fiului Dumnezeu întrupat și El, la rândul său, este mijlocitorul nostru către Dumnezeu. Către Dumnezeu. Mijlocire după mijlocire după mijlocire. Așadar, și vestea cea bună vine tot prin intermediul unei mijlociri. Unei mijlociri, dar... Medieri. E oarecum comentabil acest termen, mediere. De ce? Pentru că mijlocirea sau medierea îngerilor nu filtrează mesajul original al lui Dumnezeu, ci este... Nu se acomodează limitelor noastre, necesităților Da, nu împinge într-o oarecare dimensiune autonomă mesajul lui Dumnezeu și îl filtrează atunci prezentându-l oamenilor într-un chip deformat față de așa cum... Nu. Calitatea îngerului este aceea de a avea o fire atât de iute încât reflectă într-un mod deplin și rapid voința lui Dumnezeu. Deci de aceea, modul în care Dumnezeu este transparent prin sfinții săi, implicit prin acești sfinți îngeri, este unul aproape total. Nu e reflexiv. Nu este unul reflexiv, nu. Dacă ne gândim în Vechiul Testament, au fost multe teofanii angelice, adică Dumnezeu însuși s-a manifestat prin intermediul unor îngeri. Dacă ne gândim la acel înger cu sabia în mână care i-a repus pe judecătorii lui Israel. Cel care s-a luptat cu Iacob. Îngerul care s-a luptat cu Iacob, cei trei oameni de la stejarul Mamrei sau oastele de îngerii care sunt descriși în cartea lui Ezechiel. Așadar, toate aceste manifestări ale lui Dumnezeu se pot realiza într-un chip deplin și acordabil printr-o transparență maximă pe care o are îngerul ca persoană sfântă, cerească și spirituală înaintea lui Dumnezeu. La acest tip de transparență sunt chemați și oamenii să existe, pentru că prin smerenie ei se fac transparenți total voii lui Dumnezeu. Cum s-a manifestat, cum s-a împărtășit revelația dumnezească, Părinte Profesor, până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, sau cum a culminat cu venirea sa în istorie, în biserică, zicem noi, în lume? Îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Dumitru Stăniloae, părintelui profesor Dumitru Stăniloae, care e unul dintre cei mai mari teologi dogmatiști ai veacului al XX-lea și poate cel mai mare teolog al spațiului ortodox românesc, și care spune că punctul maxim al revelației este oferit de întruparea cuvântului. Deci dacă revelația a fost manifestată gradual după căderea în păcatul strămoșesc, prima formă de revelație este promisiunea unui răscumpărător. Apoi hainele. Vorbim de revelația supranaturală acum, nu de cea naturală, firească, prin... Da, supranaturală. Supranaturală, pentru că făgăduința unui răscumpărător este o chestiune care aparține revelației supranaturale. Apoi toate celelalte forme graduale prin care s-a revelat, prin chemarea lui Noe, prin chemarea lui Avram, prin alegerea unui popor din seminția lui Avram, apoi prin Moise, prin ceilalți proroci care au încercat să îndrepte oarecum mentalitatea poporului încât să iasă, reflecte într-un mod cât mai bun și cât mai fidel voința lui Dumnezeu. Toate au culminat prin venirea însuși a lui Dumnezeu în creație. Prin venirea nu oricum, ci în omenirea lui, adică prin faptul că el a luat o fire umană creată din persoana Maicii Domnului. Iar această fire umană a luat-o ca să o îndumnezeiască și ca prin ea să biruiască păcatul pe care noi... care pusese stăpânire pe noi oamenii și care încă mai pune stăpânire în continuare. De ce? Pentru că noi nu putem să biruim sau să răzbim să ajungem în comuniune cu Dumnezeu fără ca Dumnezeu să se coboare la noi. Este imposibil acest lucru.
Nu putem să ne apropiem de Dumnezeu, care este o ființă absolută, infinită, transcendentă, imperceptibilă, dacă El nu se coboară la nivelul nostru ca să se facă accesibil apartenenței noastre. Și se face atât de accesibil încât prin simplul da pe care îl rostim atunci când venim la biserică, când ne mărturisim păcatele, prin consimțământul în care îl primim pe Hristos sub formă euharistică aici pe soleia Sfântului Altar. Acestea sunt forme concrete prin care noi ne manifestăm dorința de a fi în comuniune cu Dumnezeu într-o formă mai mult decât accesibil. Accesibil este puțin spus. De ce? Pentru că Dumnezeu se lasă văzut, se lasă pipăit, se lasă constatat, se lasă chiar și analizat, devine și un concept de școli teologice până la urmă, de gândire filozofică, de aprofundare tematică morală, devine tuturor toate, ca să zicem așa. Devine cotrupesc asemenea nouă. Noi, la rândul nostru, ne asemănăm cu Maica Domnului, care prin consimțământul ei a primit pe Fiul lui Dumnezeu și prin gura ei întreaga umanitate și a oferit consimțământul întrupării lui Dumnezeu. E o întâlnire liberă, ca să zic așa, care ține de consimțăminte, de hotărâre clară. Așadar, și întâlnirea dintre cunoașterea omului și revelația lui Dumnezeu se realizează tot prin intermediul acestor consimțăminte, care în aparență par grele, dar de fapt sunt consimțăminte minore. Legea Harului ne facilitează atât de mult acest consimțământ încât le face atât de accesibile, încât numai printr-un gest, printr-o manifestare a Harului localizată, într-o persoană, într-o sugestie, într-o icoană, într-un loc, într-un pelerinaj, într-o lectură, într-o întâlnire cu o persoană deosebită. Aceste lucruri sunt atât de accesibile sau se face, ca să vedem cât de accesibil se face Dumnezeu omului și întâlnirii cu El. Părinte profesor, vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Și eu vă mulțumesc, la revedere. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!